Salut, Claudiu! În primul rând, felicitări pentru că ai fost ales jucătorul lunii octombrie. Salut, Rareș! Îți mulțumesc frumos și cu această ocazie vreau să mulțumesc tuturor care m-au votat să fiu jucătorul lunii. Prima întrebare este ce înseamnă CFR Cluj pentru tine? Da, întrebare foarte bună. CFR pentru mine, sincer, înseamnă acasă. Sunt aici de 5 ani și clubul ăsta mi-a oferit totul ca să ajung la o performanță cât mai mare. Ce ai simțit la momentul debutului pentru CFR? Când am debutat, țin minte, eram cu domnul Toni și intrasem la pauză în locul lui Țucudean, care s-a accidentat. Dar am intrat bine și am revenit de la 2-0 cu șansa să câștigăm, dar pe final am avut ocazie mare în penalti și l-am ratat. Dar a fost un debut cât se poate de ferice pentru mine. Care a fost antrenorul alături de care te-ai simțit cel mai bine la CFR? Păi m-am simțit bine cu toți. De la fiecare am avut câte ceva de învățat și toți mi-au oferit încredere pe cât s-a putut. Apoi, care sunt hobby-urile tale în afara terenului de fotbal? Păi pe primul loc aș putea să spun că e pescuitul. Ador să pescuiesc, să merg cu părinții. Al doilea, cumpărăturile. Îmi place să-mi cumpăr haine și chestii noi. Iar al treilea ar fi să ies cu prietenii când am timp liber, să stau cu ei. Și ultima întrebare, dacă ar veni acum momentul să pleci de la CFR, unde ai merge și de ce? Momentan sunt aici, nu vreau să mă gândesc la un transfer, dar dacă cumva în viitor s-ar revi o șansă să plec, cred că aș alege Spania, pentru că mi se pare pe stilul meu. Mulțumesc! Îți mulțumesc și eu pentru întrebări și pentru vot. Hai CFR!